Candidatul la funcție de președinte al țării, Iurie Leancă, s-a întâlnit cu oamenii din satul Ciuciulea. Iurie Leancă susține că are experiență și cunoștințele necesare pentru a reprezenta interesele cetățenilor atât pe plan intern cât și pe plan extern. Fostul prim-ministru consideră că există posibilități de a atrage fonduri europene, de a stârpi corupția, de a crește calitatea vieții oamenilor. Prin creșterea locurilor de muncă, oamenii vor vedea că țara noastră se schimbă și doar astfel oamenii vor avea un viitor acasă. Iurie Leancă s-a întâlnit în Ciuciulea cu agricultorii, dar și producătorii de fructe. Oamenii s-au plâns de faptul că nu au acces stabil la piețe pentru a-și putea vinde roadele. Fermierii nu vor ca produsul lor să fie oprit la graniță din cauza unor motive geopolitice. Oamenii se plâng că s-au oprit exporturile spre piața Rusiei, iar ei nu știu să penetreze alte piețe. Președintele, în primul rând, trebuie să fie un bun diplomat și a doua zi după ce intră în funcția de președinte, să știe să deschidă ușile în alte capitale, să știe să bată acolo unde e nevoie, să rezolve problema cu Rusia, să rezolvăm problema accesului pentru produsele noastre pe piața rusească. Cu Ucraina să discutăm problema Transnistriei, contrabanda prin Odessa și așa mai departe. Am fost la Poroșenco în luna iulie, cam ne-am înțeles ce trebuie să facem. Cu România să reluăm iarăși sprijinul pe care l-am început eu ca prim-ministru. Am adus atunci 23 de milioane de euro, vă spuneam, pentru drumuri. Am adus smurdul care salvează vieți omenești. Am construit gazoductul până la Ungheni. De atunci, când am plecat eu din funcția de prim-ministru, câți centimetri de gazoduct până la Chișinău s-au construit? Zero. Și din cauza asta noi în continuare depindem numai de gaze rusești. Și în continuare putem alege numai dintr-o singură sursă. Atunci, în 2014, am pornit planificarea linii electrice din România, fiindcă noi astăzi știți de unde cumpărăm energie electrică scumpă. De la Cuciurgan. În România, în continuare, e mai ieftin cu 40%. Dacă eram prim-ministru, astăzi deja cred că cel puțin jumătate din linia electrică era construită. Oamenii au venit și cu întrebări la care încă nu au găsit răspunsuri. De ce cauză nu țineți relații cu Rusia cât ați fost prim-ministru? În timpul am tratat Federația Rusă cu respect. Credeți-mă, am avut relații bune, chiar foarte bune, și cu Lavrov, și cu Medvedev, și întâlniri și neoficiale. Și știu că m-au respectat și ei pe mine. Fiindcă ceea ce știu despre Federația Rusă și cum ați spus dumneavoastră, am învățat la Moscova. M-am învățat să fiu diplomat sovietic, da? Rușii respectă nu pe cel care vine în genunchi, dar pe cel care vorbește cu el cu respect, dar și cu demnitate. Și când, de exemplu, mi-a spus la un moment dat Medvedev că, uite, în Moldova se închid școli de limbă rusă, mi-a spus, domnul Medvedev, în regiunea Riazan, în anul respectiv, numai într-o regiune au închis 80 de școli. Ei fiind mult mai bogați, nu le închizi de aceea că vrei să închizi școala, dar de aceea că financiar îți poți permite când sunt la 30 de profesori, sunt 30 de oameni. Iurie Leancă a promis că va asigura partenerii Moldovei, că țara noastră va fi orientată spre vest. În plan intern, primele obiective sunt reformarea justiției și negocierile cu partenerii noștri europeni pentru a obține mai mult sprijin economic.